citoyen halucinant larg, ce au cerut prin culpaul sublinierei princesalia judectorilor. Situație halucinant la înalta curte de casacie sublinierei justicie. Prin culpaul sublinierei princesalia, autointitulacei României, au cerut translator la procesul în care sunt audiați ca martori, informează Antena 3. Ea României a declarat în fața magistrailor cere monstrui că a spus ce are lecturi la judectori sublinierei politicieni, printre care sublinierei fostul premier Celin Popescu Tăriceanu, iar omul de afaceri ar fi amenincat-o cu jihadul în lecturi cu demersurile de retrocedare a fermei BNA sa sublinierei a pădurii Snagov. Tot la acest termen, Remu Struic a fost audiat în calitate de martor, însă l-a negat acuzațiile pe care i le-a adus Lia a României. Trebuie să cunoaște subliniere teci sublinierei personalitatea celor doi. Oricâci banii le-ar da cineva, nu i-ar mult cum, le-a spus Struic judectorilor. Procesul continuă cu audierea lui Paul al României. Celin Popescu Tăriceanu a fost trimis în judecat de DNA pe 7 iulie 2016 pentru merturie mincinoasă sublinierei favorizarea infractorului.